Maria, plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Maria, cea plină de har, Domnul este pentru a binecuvânta această grotă a fericitei Fecioare Maria, Regină. Această grotă ne va arăta în ce măsură și cât de mare nevoie avem de fericita Fecioară Maria, alături de Hristos și de Biserica Lui. Căci Sfânta Maria este Mama lui Hristos cel văzut, imaginea Dumnezeului nevăzut. Dar este ea însă și o imagine, un model, un simbol. Imaginea în care biserica se vede așa cum dorește să fie în întregime. Un model din care află drumul și calea spre unirea desăvârșită cu Hristos. Simbolul pe care se sprijină mireasa lui Hristos în îndeplinirea misiunii apostolice. Să ne străduim și noi să participăm neobosit și plin de râvnă la această îndatorire sfântă. Aleluia! 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 Domnul să fie cu voi. Și cu lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău. Și de unde mie fericirea aceasta că să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului Tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Fericită ești tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Atunci Maria a spus, sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic, al cărui nume este Sfânt. Milostivirea Lui tăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul.
să rugăm, spunând împreună, Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Mântuitorul lumii, prin puterea răscumpărării Tale, Tu ai ferit-o pe Mama Ta de orice pată a păcatului. Păstrează-ne și pe noi neatinși de păcat. Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Răscumpărătorul nostru, Tu ai făcut din Fecioara Maria sălaș al Tău și templu al Duhului Sfânt. Zidește-ne pe noi ca templu în care Duhul Tău să locuiască veșnic. Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Preot al nostru, Tu ai vrut ca Mama Ta să stea lângă cruce. Fă ca prin mijlocirea ei să luăm parte cu bucurie la patimile Tale. Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Rege al regilor, Tu ai vrut ca Mama Ta să fie înălțată cu trupul și sufletul în cer împreună cu Tine, fă să căutăm necontenit și să dobândim cele de sus. Mama Ta să mijlocească pentru noi, Doamne! Stăpâne al cerului și al pământului, Tu ai făcut-o pe Maria să stea ca regină la dreapta Ta. Fă-ne și pe noi vrednici de a fi părtași ai slavei ei. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul fruitului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Început și sfârșit a toate și în planul minunat al îndurării ne-ai pus alături pe fericita Fecioară ca ea să fie născătoare și părtașa Fiului Tău, iar pentru noi toți mamă și mijlocitoare ocrotitoare, căci ea este femeia cea nouă care îndreptat căderea vechii Eve, preamărită fiica Sionului care, unindu-și glasul rugător cu gemetele patriarhilor, a sprijinit din inimă așteptarea vechiului Israel. Părinte Sfânt, rugăm cu milință pentru credincioșii Tăi care au pregătit această grotă a fericitei Fecioare, ca ei să fie întăriți prin ocrotirea neîncetată și să-și întipărească în inimă imaginea pe care o privesc, să fie pentru noi încredere statornică și speranță neclintită, iubire plină de râvnă și smerenie adevărată, să fie tărie în suferință, demnitate în sărăcie, răbdare în necazuri, împărtășire la bine, să fie făcători de pace și lucrători ai dreptății, până când, după ce vor fi străbătut cărările lumii, în iubirea Ta și a fraților lor, vor ajunge la cetatea statornică, unde fericita Fecioară Maria mijlocește și strălucește ca regină, prin Hristos, Domnul nostru. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic, noi Te preamărim pentru lucrările minunate pe care le-ai săvârșit în Preasfânta Fecioară Maria. În ea noi vedem cât de mare este îndurarea pe care ai arătat-o și față de noi. Binecuvântează această grotă, statuie, care ne amintește că Maria, Mama lui Hristos, este și Mama noastră, pe care o putem invoca în orice necaz. Ajută-ne să-L urmăm pe Fiul Tău, așa cum L-a urmat Maria, și să ajungem la unirea veșnică cu El. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Rugăciune specială o facem pentru cei care s-au trudit la realizarea acestei grote, pentru familia Antonică,
pentru domnul primar și pentru toți aceia care, mai mult sau mai puțin, au contribuit la realizarea acestei frumoase grote. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfânta Fecioară Maria să-i răsplătească. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Adu-ți aminte! Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Noi vrem pe Domnul, o Maică Sfântă, din ceruri blândă să primești spre fiii tăi ce să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeu, prin nașterea Hristos, vă copleși cu binecuvântarea sa. Amin. Să simțim mereu și pretutindeni ocrotirea sa, prin care v-ați făcut vrednici să-l primiți ca ziditor al vieții. Amin. Iar cei care astăzi v-ați adunat cu inimi pioase, să dobândiți darurile bucuriilor spirituale și ale răsplăților cerești. Amin. Prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Înainte de a primi câte ceva și o iconiță, dacă veți ajunge și ceva din partea domnului primar și familiei, vă dorim să aveți o seară cât mai frumoasă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să nu uitați ori de câte ori cei care sunteți în zona asta, să vă opriți doar 2 minute, sau 1 minut, sau 3 secunde. Doar să spuneți măcar un slavă Tatălui, ori de câte ori și peste tot, pe unde trecem, pe lângă grot. O seară frumoasă!